Conducerea Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă recunoaște că anul 2016 a fost unul mai slab pe piața muncii din cauza epuizării fondurilor europene. În acest an, piața muncii se află în adormire. Colaborarea cu firmele de mediere a muncii se desfășoară pe mai multe paliere. Aici sunt două paliere. Medierea pentru forța de muncă, pentru lucru în străinătate, nu este atributul nostru, este la ITM, iar în domeniul medierii interne sau serviciilor pe piața muncii interne, firmele care activează, deci se acreditează la noi și deci cam asta e în principiu, să spunem, legătura noastră cu ele. Putem privi că suntem concurenți pe piață și fiecare începe să face serviciile mai multe sau câteodată ne unim sinergiile să facem un lucru în comun, cum este în proiecte europene unde noi ne asociem cu firme de acest gen, mai ales unde nu avem resurse îndeajuns. Și atunci noi colaborăm cu astfel de firme pe baza transparenței și ca un fel de achiziții publice. Deci dacă noi facem un proiect și vrem să ne asociem cu astfel de firmă, publicăm un anunț de intenție pe site-ul propriu și avem un fel de criteriu de selecție a firmelor cu care lucrăm. Colaborarea cu firmele de mediere a pieții muncii se desfășoară în special în zona gri, în care, în anii cu finanțarea unor proiecte europene, acestea reușesc să acționeze în ceea ce privește zona gri a acesteia. Alt gen de colaborare este pe zonele mai greu accesibile, ori unde noi nu putem oferi servicii. Deci noi avem și o metodologie de la Agenția Națională. Dacă eu într-o zonă de comune, să zic, sunt prea departe ca un punct de lucru să ofer servicii ca lumea și recunosc câteodată poate la oniceni, nu mă pot duce acolo, n-am resurse financiare să stau acolo să prestez măsuri active la modul eficient. Dacă o firmă are un proiect european sau are fonduri proprii obținute cumva și vine la mine cu adresă și spune eu vreau la o licență să fac o bursă, să creez niște locuri de muncă, să mediez, eu bineînțeles că îl sprijin cu partea logistică, cu un om care îi oferă informații despre persoanele de acolo, mediatizăm și îndrumăm acolo persoane. În zona unde eu am servicii, recomandarea și procedura de la București chiar ar fi un fel de subgroapă, adică să nu ofer eu serviciile, să-l dau să facă firma privată respectivele servicii, deci ca idee. Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Neamț colaborează cu aceste firme, mai ales în zonele îndepărtate cu șomaj ridicat. Din păcate, în aceste localități, AJOFM nu are personal suficient cu care să acorde servicii de mediere, ținând cont de reducerea drastică a personalului. Firmele sunt în zona Neamșând Roman, care oferă astfel de servicii, ca părere personală, ele oferă acele servicii când au oportunități financiare. Deci când au proiecte europene și oferă servicii, anul ăsta când nu sunt proiecte și nu sunt fonduri, nu oferă niciun fel de serviciu. Deci sunt în adormire, să spunem așa. Noi primim lunar de la firmele care sunt acreditate de noi să oferi servicii de mediere, consiliere, nu știu ce, și ei lunar prezintă un tabel cu persoanele informate, consiliere de la noi, ca să noi să avem evidența pieții muncii pe total județ. Tabelele în lunile astea vin goale. Deci ei își respectă obligația, să spunem, nu știu dacă din Roma, din Piatra Neamț, o firmă, asociația cu tare, acreditată, da? Vă comunicăm persoanele mediate, consiliate în luna iulie și trimit un tabel gol ca să-și raporteze că mai există. Că dacă nu raportează câteva luni, noi îi luăm acreditare, îi suspendăm, că zicem, mai nu faci nimic pe piața muncii. Din păcate, aceste colaborări funcționează doar în anii în care există oportunitatea implementării unor proiecte europene aducătoare de fonduri și pe piața muncii. Anul acesta, când au lipsit fondurile europene, aceste firme au dispărut în lipsa oportunităților financiare. Activitatea acestor firme este legată direct de rata șomajului într-un județ. În anii când au proiecte europene, bineînțeles că au indicator 200 de persoane, 300 de persoane și atunci vin la noi. Și de aia se leagă și cu rata șomajului. Cum anul trecut vă spuneam că discutam că cu toate că activitatea economică a crescut, măsuri pe piața muncii au fost mai multe, angajări mai multe, șomajul a crescut. Tocmai pentru că persoanele din zona gri, existând oportunități pe piață, firmele care, cum sunt cele care ați întrebat dumneavoastră, oferind servicii, dând subvenții, ca să vin la mine la curs să-ți dau 500 de lei pe lună. Atunci persoana care e în zona gri acum, stă acasă, absolventul care nu vrea să vină cu 250 de mii, vine să înscrie și să duce ca să ia subvenția de la curs sau poate pachetul de hrană sau ceva.
Ducerea AJOFM speră ca și piața muncii să se revigoreze în condițiile în care vor apărea noi oportunități de finanțare europeană care să ducă la apariția unor noi locuri de muncă, probabil în 2017.